Un utilizator TikTok avertizează omenirea cu privire la anumite evenimente care urmează să aibă loc în perioada următoare. TikTokerul susține că el călătorește în timp din anul 2906. Acesta informează omenirea cu privire la viitoare evenimente care vor lovi planeta. Conform Gantul.ro, utilizatorul platformei de divertisment susține că el vine din anul 2906. Ca atare, este un călător în timp și oferă oamenilor informații șocante. Printre mai multe prevestiții ale persoanei din spatele contului de TikTok Time Voyaging, se numără și evenimente care includ extraterestri care vizitează Pământul sau o altă lume găsită ascunsă în interiorul lumii noastre. Persoana venită din timp mai avertizează omenirea cu privire la ziua scrierii. Primul incident urmează să aibă loc în octombrie, după spusele utilizatorului, iar ultimul în luna ianuarie. Omul, care se presupune că vine din viitor, având 900 de ani, are peste 76.000 de urmăritori și postează în mod regulat videoclipuri care avertizează planeta despre evenimentele apocaliptice care vor urma. Una dintre previziunile de pe internet este 8 octombrie 2022. Un porc zombie scapă dintr-un laborator, ceea ce duce la infectarea a 60% din toți porcii din lume. Părerile utilizatorilor au fost împărțite. Unii au fost îngroziți de ce au putut auzi, iar alții au crezut că majoritatea sunt nebuni de legat, relatează Mirror.com. Printre previziunile călătorului în timp se numără și alte informații care au pus internetul pe gânduri. Iată ce date importante a mai transmis omenirii utilizatorul TikTok. 1 noiembrie 2022 sunt lansate fișiere clasificate despre extraterestri care au aterizat pe Pământ. 14 noiembrie 2022, 10 oameni primesc puteri de la Soare, inclusiv telechineza, putere și altele. 10 decembrie 2022, președintele Biden va fi revocat din funcție din cauza unor probleme de sănătate, relatează Gândul.ro.